Când Maria Shriver l-a cunoscut pe celebrul Arnold Schwarzenegger, a fost convinsă că el este bărbatul cu care va sta tot restul vieții și părea că a gândit-o bine până când totul s-a dus pe apa sâmbetei. Femeia avea să afle că actorul pe care l-a adorat a înșelat-o cu menajera. De parcă asta nu ar fi fost de ajuns, musculosul are acum și un copil cu aceasta. Situația delicată dintre Arnold Schwarzenegger și Mariah Shriver, jurnalistă, filantropă și membra clanului Kennedy, a început cu 10 ani în urmă. Atunci Maria a descoperit că celebrul său soț a făcut gafa pe care n-a fost dispusă să o treacă cu vederea, chiar cu femeia în care avea mare încredere, menajera Patricia. Și se pare că nu a fost doar o simplă aventură, pentru că din marea dragoste dintre Arnold și acea femeie a venit pe lume și Joseph, fiul lor, iar atunci Maria a pus piciorul în prag și a cerut divorțul. Cei doi soți au împreună 4 copii, dar relația lor nu a putut merge mai departe. Potrivit presei americane, Arnold a încercat sub toate formele să-și împace soția, dar ea a fost de neclintit. Așa că cei doi au ajuns să-și împartă averea de aproximativ 400 de milioane de dolari. Situația nu a fost deloc pe placul starului din Terminator, care la un moment dat a declarat că divorțul de soție a fost cel mai mare eșec din viața lui și și-a asumat în totalitate vina. Actorul a spus că acum nu există scuze și regretă durerea pe care a provocat-o. I-am cerut soției să mă ierte, dar și copiilor mei și familiei. Îmi pare cu adevărat rău, a precizat Schwarzenegger pentru The Times. Rămâne de văzut dacă marele Arnold, acum în vârstă de 74 de ani, va reuși să-și găsească fericirea în brațele altei femei sau va suferi întreaga viață.